Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul vlog de pe acest canal. Astăzi v-am pregătit ceva mai special. Vom merge să facem niște poze foarte, foarte mișto la Berceni, alături de un coleg de-al meu. Așa că, ce să zic, să nu mai stăm pe gânduri și să mergem. Haideți că am ajuns și la Berceni. Aici vom face pozele alea ca lumea despre care v-am spus. Clădirea în care vom face pozele este practic un fel de pasaj, ca să vă zic așa, un fel de pasaj construit pentru cei din Popeșile Ordeni. Puțină geografie așa facem pe azi, băieți, e bine. Și hai că vedem sus. Uitați ce frumusețe de lift avem aici. Elegant, frumos, ușor. Și urcăm la etajul 2, aparent, nu există unul. Ia uitați, elevator frumos. Mă vedeți și pe mine aici. Să văd cum o să iasă pozele astea, că o să-i dau camera unui prieten. Na, nu prea se pricepe, dar încet, încet l-am învățat câteva chestii. Și cam așa se prezintă locația unde o să facem pozele. Din câte vedeți acolo în spate, avem o sticlă foarte mișto, colorată, care atunci când vine lumina, face un efect super mișto pe cameră. Așa că să vedem și vă arăt rezultatele la final. Și în caz că avem cumva pasionați pe aici, din București, cam așa arată lucrările pentru noua stație de metrou de pe magistrala 2, Tudor Arghezi. Gen, au montat șinele. Cam așa arată capătul de linie. Și acolo e stația prin care am venit, gen, și acolo am făcut pozele, gen, în capăt de tot. Uitați și mașina tren cu care se fac testele de început. Și încolo se vede stația în sine, Tudor Arghezi, care e încă în lucru. Se vede acolo, în depărtare. Aici, din câte vedeți, avem un radar, care nu e orice radar. E un radar care, dacă mergi cu viteza legală, e fericit. Și dacă nu, e supărat. Se supără pe tine. Deci e prea caterincă, prea troll, adică nu... Și uitați, băieți și fete, ce am primit aici la metrou. Dacă vreți, dați acolo un telefon. Haideți că am venit și la un Lidl, la Piața Sudului, și am luat cu 7 lei, 6 lei și ceva, un vrap din acesta de pui. Și da, oferta încă e valabilă, dacă vreți să vă rugați la Dumnezeu. Să vedem cum e, nu știu. Cam atât și cu acest videoclip, sper că v-a plăcut. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Ștefan, pa, pa!